La Olimpiadă și-ar dori să ajungă și Vitalie Gheorghiță, care ultima lună a câștigat tocmai 4 turnee, maratoane și semi-maratoane, 3 în România și Maratonul Internațional Chișinău. Vitalie, bună seara și felicitări! Bună seara, mulțumesc! Nu ești obosit după atâtea curse lungi? Evident că sunt obosit, dar să spunem așa, pot să zic că am imunitate de acum după cursele astea. S-a obosit mai ales după Maratonul Internațional Chișinău. A fost o lună foarte grea din punct de vedere competițional, dar am făcut față. În primul rând, chiar înainte de maraton eram obosit, dar acasă întotdeauna e plăcut să alergi, parcă îți dă o anumită putere, mai multă energie în fața propriilor prieteni, în fața propriilor colegi cu care te antrenezi. A fost ediția a doua, prima dată 10.000 de oameni, acum 15.000 de oameni. Te aștepta la o cifră atât de mare? Evident că probabil nimeni nu se aștepta la o cifră atât de mare, dar dacă o explicație ar fi numărul mic de competiții care se petrec în Republica Moldova și de asta lumea este dorită de evenimente, de competiții sportive, de asta lumea vine cu plăcere și cu bucurie la așa evenimente. Ai alergat la mai multe maratoane de lume, cel de la Chișinău s-a desfășurat la un nivel destul de înalt, dar ești unul dintre persoane care pot să facă o comparație, cum e acolo și cum e la noi. Da, pot să spun și eu că chiar din experiența mea, maratonul de la Chișinău am toate aspectele sunt la superlativ față de la câte curse am participat. Da, au fost mici probleme cu sistemul de cronometare, dar în rest totul este la superlativ, adică organizatorii voluntari au depus o muncă enormă și au reușit să se ridice la un nivel internațional chiar. Care cursă câștigată ți-a adus cea mai mare satisfacție? Pot să zic că anul trecut tot am câștigat maratonul internațional din Chișinău și anul ăsta tot. Și chiar, nu știu de ce, dar cursele care le câștig în Republica Moldova mi-aduc cea mai mare plăcere când le câștig. Chiar dacă nu au așa o însemnătate mare în calendarul meu competițional. În ultima lună ai câștigat, am menționat, 3 maratoane și semi-maratoane de România, Constanța, Brașov și Sinaia. Vecinii noștri nu ți-au propus să evoluezi pentru ei? Nu, ce pot să zic? Sunt careva nuanțe, dar eu niciodată n-am avut de gând să plec să particip pentru o altă țară. Nu știu de ce, așa sunt eu, probabil. Nu m-am gândit niciodată să reprezint altă țară în plan sportiv. Acum un an ai declarat că obiectivul tău este calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio. Acum de ce nu mai ai șanse? Păi, șanse întotdeauna sunt, dar participarea la o ediție a Jocurilor Olimpice este un obiectiv suprem, adică un vis care toți sportivii își-l doresc. În sine, necesită o muncă foarte mare și am muncit foarte mulți ani și mi-am dorit foarte mult, dar la un moment dat am înțeles că în afară, pentru, dacă nu, îmi trebuie numai mie lucrul ăsta, nu simțeam nicio susținere din partea federație de profil, din partea nimănui în afară. Foarte mult m-au susținut colegii și conducerea Academiei de Poliție unde activez. În rest, n-am simțit nicio susținere din partea nimănui. De asta, nu că am cedat, dar am gândit că să mă bucur în continuare de alergare și să încerc să motivez cât mai multă lume să alerge, să practice sportul. Jocurile Olimpice rămâne un vis și mai departe. Adică pot să zic că o să sper și la Tokyo, poate ajung. 2020. Da, la da. Rio vom avea 2 maratoniști, Roman Prodios și Lilia Fisicovici. Roman s-a aflat de mai multă vreme în Portugalia, în cantonament, acum este în Italia. De ce condiții are nevoie un maratonist? Pentru maraton, dacă vorbim de maraton, este o probă de anduranță și, evident, cere mult antrenament special în condiții speciale, de exemplu, antrenamente la altitudine. Majoritatea sportivilor, acum standardele de alergare s-au ridicat foarte mult, dar noi folosim aceleași metode care le foloseam 30-40 de ani în urmă. Necesită condiții de antrenament în baze sportive, în altitudine, la munte, pentru a dezvolta rezistența. Și multe alte condiții care noi le știm, dar din păcate nu avem posibilitatea să le aplicăm. Și ultima întrebare, Vitalie, ce urmează pentru tine, pentru viitor, de afară că te gândești la Tokyo 2020? Da, adică îmi doresc să câștig câte mai multe turnee, câte mai multe competiții, dar adică ca un obiectiv principal împreună cu clubul sportiv Sport Run, care este organizatorul maratonului Chișinău,
vrem să dezvoltăm sportul de amatori în Republica Moldova, să convingem lumea să iasă la alergare, să facă mișcare. Și numai la alergare, o să fie multe proiecte și de natație și de ciclism. Și împreună cu Sport Run și cu echipa de organizare, care este o echipă foarte profesionistă, să încercăm să dezvoltăm sportul, să promovăm sportul în Republica Moldova și chiar peste hotare. Și un mod sănătos de viață. Da, evident. Mersi tare mult pentru prezența la emisiune.